Stimați telespectatori, sunt Roxana Iuga și vă prezint știrile Autentic TV. Ieri, în Parcul Copilor de la Dumbrava, după ora 11, s-a sărbătorit Ziua Națională a Jandarmeriei. S-au desfășurat exerciții de atac și de apărare în diverse situații, demonstrații de lucru în parteneria cu câini special pregătiți pentru astfel de misiuni, dar și expoziții de arme de diferite modele. A fost prezent jandarmi din unitățile de jandarmerie din Lugoș, Făget, Buzea și Timișoara. Vă invităm să urmăriți și dumneavoastră câteva secvențe din cadrul acestei demonstrații. Am să vă prezint pe scurt câteva din misiunile executate de jandarmerie. Am să mă refer strict la activitatea detașamentului pe această zonă. Detașamentul 6 Jandarmi Lugoj are competență de la Nischidorf și până la Coșeviță. În același timp, detașamentul are 3 subunități în subordine. Postul de jandarm Buziaș, plutonul de jandarm Lugoj și plutonul de jandarm Făget. Misiunile noastre principale sunt paza și protecția obiectivelor de importanță deosebită, paza și protecția transporturilor speciale. La acestea sunt bunuri și valori, substanțe industriale, armament, muniție și altele. De asemenea, executăm misiuni de menținere a ordinii publice în cele 3 localități, asigurarea ordinii publice la manifestările cultural-religioase, sportive și de altă natură. De asemenea, asigurăm intervenția la apelurile unice de 112 sau apelurile directe către dispeceratul detașamentului. De asemenea, acționăm în cazuri de situații de urgență și la orice este nevoie când suntem apelați de către autoritățile locale. Bravo! 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 Brav
perioada imediat următoare, prețul pâinii ar putea crește cu 10%. Estimarea a fost făcută de Aurel Popescu, președintele Rompan, care se bazează pe creșterea prețurilor la grâu și la făină, dar și a creșterii costurilor cu forța de muncă, odată cu majorarea salariului minim brut la 1450 de lei. Se preconizează ca prețul pâinii să mai crească în această perioadă, deoarece, în primul rând, prețul grâului a crescut de la 1 martie cu 7 sau 8% datorită cererii mari de grâu la export, iar prin acest export se diminuează și cantitatea de grâu care ne rămâne la dispoziție. În al doilea rând, este vorba de creșterea costului cu forța de muncă prin majorarea salariului minim la 1450 de lei, dar corelat au crescut și salariile celorlalți angajați, care nu erau pe nimic și este o creștere semnificativă. De asemenea, și energia și combustibilul și gazele naturale sunt mai scumpe decât anul trecut. În procente ar fi vorba de o creștere de până la 10% sau în jur de 10 bani la o pâine. În prezent, prețul grâului este situat între 780 și 800 de lei pe tonă, adus la moară. În creștere cu circa 10% față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce tona de făină s-a scumpit de la 850 de lei anul trecut la 1000 de lei pe tonă în prezent. Unii operatori au făcut deja aceste modificări la prețuri. Fiecare agent economic își face calcule și atunci când va constata că prețul la care vinde este mai mic decât costul de producție, trebuie să procedeze în consecință. La aceste produse, prețurile se formează pe piața liberă între cerere și ofertă. Este posibil, însă, ca nu toți agenții economici să opereze o majorare a prețului, scrie AgroRomânia. Primăriile care doresc să demareze lucrări de cadastru general primesc bani de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și în acest an. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a trimis către oficiile teritoriale bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Primăriile care nu au mai beneficiat de fonduri pentru realizarea cadastrului general vor putea accesa anul acesta suma de 150.000 de lei pe unitate administrativ-teritorială față de 135 de lei pe unitate administrativ-teritorială în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse legii cadastrului și publicității imobiliare, începând din 2017, contractele de finanțare sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrurile până la sfârșitul anului. Plățile către primărie vor fi efectuate după recepția finală a lucrărilor. Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan și prin excepție din intravilan se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de unitatea administrativ-teritorială cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară de pe raza județului în care se află. Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a actualizat ghidul primarului pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Totodată, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a transmis către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale și către primării modelul de contract de finanțare. Oficiile teritoriale vor trimite primarilor scrisori de intenție prin care sunt invitate să acceseze sumele alocate. Odată cu apropierea sărbătorilor pascale, prețul kilogramului de miel în carcasă se preconizează a avea cea mai mică valoare din ultimii ani. Cel mai probabil, carcasa de miel va fi vândută sau cumpărată la un preț cuprins între 18 și 22 de lei pe kilogram. Ciobanii susțin că s-ar putea să avem parte de cea mai ieftină carne de miel din ultimii 5 ani și asta din cauza faptului că aproape nimeni nu cumpără miei prin export, iar crescătorii de animale trebuie să scape de ei pentru a nu dubla efectivele. Aceștia susțin că, cel puțin deocamdată, țări precum Iordania și Israel au blocat exporturile și, în consecință, animalele nu au căutare pe piață. Ciobanii speră într-o minune, mai ales că și ortodoxii și catolicii sărbătoresc împreună în acest an învierea Domnului și cred că, dacă un kilogram de miel va fi ieftin, numărul clienților va fi mai mare. Crescătorii de animale spun că prețul în viu al unui miel care este vândut de la stână nu poate depăși 10 sau 11 lei. Același preț avându-l și iezii, care trebuia să fie mai scump. Foarte important de văzut va fi și modul în care se vor comporta retailerii din Lugoj și care, cu siguranță, vor scoate și ei la vânzare miel în carcasă. Stimați telespectatori, știrile se încheie aici. Sunt Roxana Iuga și vă doresc un weekend extraordinar!